Reprezentanții administrației nu sunt mulțumiți de felul în care arată Parcul Reconcilierii. Proiectul de reamenajare a acestuia prevede redimensionarea spațiilor verzi și a celor pietonale în întreaga zonă, dar nu numai atât. Conform proiectului inițiat de primărie, aceste ziduri din spatele meu vor dispărea, aceasta pentru a conferi acestui spațiu un aspect demn de o piață europeană. În ceea ce privește al doilea proiect supus dezbaterii, și anume bugetul orașului pentru anul 2012, dezbaterile vor porni de la cuantumul acestuia de circa 550 de milioane de lei, cu peste 60 de milioane mai mic decât cel de anul trecut. Cetățenii Aradului nu pară însă a fi interesați de acest aspect. Cu milioanele nu mă pricep, îmi cer scuze, da. Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu-i treaba mea, e al celor ce spuși acolo. Păi și acest buget, cât el de mic, nu prea ar afecta prea mult dacă ar fi gestionat corect. Dar am impresia că gestionarea lui e pe ceea ce nu trebuie de multe ori. Eu nu scu astea. Și tariful pentru colectarea și depozitarea deșeurilor ar putea fi modificat. Astfel, persoanele fizice vor plăti 2,69 lei pentru colectare și 0,54 lei pentru depozitare, în timp ce persoanele juridice vor plăti 49,59 euro pe metru cub pentru colectare, respectiv 9,95 de euro pe metru cub pentru depozitare. Toate sumele sunt calculate fără TVA. Ca urmare a creșterii tarifelor de neutralizare a deșeurilor la groapa ecologică, operatorul de servicii de salubrizare menajeră a solicitat majorarea corespunzătoare a tarifelor. Pentru persoanele fizice propun o influență de 0,04 cenți pe persoană, iar pentru persoanele juridice o creștere de aproximativ 1 euro pe metru cub de deșeuri menajere. Dezbaterile publice vor avea loc marți 24 ianuarie, miercuri 25 ianuarie și vineri 27 ianuarie de la ora 16, cu excepția celei de vineri, care va începe la ora 13. Întâlnirile se vor desfășura în sala 60 a Palatului Administrativ.